Suntem în partea a doua a emisiunii. În anul 2017, domnule comisar șef, au avut loc modificări ale codului rutier, din care unele au fost aplicabile din 2 septembrie 2017, în timp ce altele vor intra în vigoare de la 20 mai 2018. Aș vrea să vorbim despre ce modificări este vorba și în ce context au fost ele emise. Așa este, prin ordonanța 14 din 18 august 2017 a fost modificată și completată ordonanța de urgență a Guvernului 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. A fost publicată în Monitor Oficial 685 din 23 august 2017 această ordonanță 14 și, cum ați spus și dumneavoastră, a intrat în vigoare în 2 septembrie 2017. În principal, modificările se referă la faptul că a fost introdusă o nouă măsură administrativă și anume suspendarea înmatriculării. Această măsură nu exista în prezent în legislația noastră și se referă la faptul că, începând cu intrarea în vigoare a ordonanței, vor fi interzise punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a vehiculelor care au expirat inspecția tehnică periodică, care nu au încheiat polița de asigurare obligatorie RCA sau e expirată acea asigurare, care nu au fost transcrise pe noul proprietar în cazul vânzării, cumpărării în termenul de 90 de zile sau care prezintă defecțiuni tehnice majore de natură a afecta siguranța circulației. Mă refer aici la defecțiuni la sistemul de direcție, la mecanismul de frânare. O nouă modificare este aceea introducerii luminilor diurne printr-o directivă europeană. Toți constructorii de vehicule sunt obligați să monteze pe vehiculele noi aceste lumini de zi pentru mai bună vizibilitate în trafic și pentru reducerea numărului de accidente grave de circulație. S-a introdus obligativitatea transcrierii pe noul proprietar a vehiculului cumpărat într-un termen de 90 de zile. Până în prezent a fost un termen mai scurt, de 30 de zile în legislația veche, astfel încât sperăm, prin majorarea acestui termen la 90 de zile, să scadă numărul situațiilor în care înregistrăm netranscrieri ale dreptului de proprietate și reclamații din partea vechilor deținători de vehicule, care, din păcate, în ultima vreme au crescut. Vechii deținători de vehicule reclamau la poliția rutieră, ori de multe ori la instanțele de judecată, faptul că primeau diverse sancțiuni, procese verbale de amendă acasă, ca urmare a opririlor neregulamentare, a parcărilor fără tichet, fără abonament de parcare, a conducerii pe un tronson de drum național fără rovinietă, etc. Prin această ordonanță 14 se îmbunătățește colaborarea între poliția rutieră, serviciu public, regim, permise de conducere și matricularea vehiculelor și organele fiscale, în sensul că va fi creată o bază comună de date care va fi operată în termen cât mai scurt, este prevăzut un termen de 5 zile, în sensul că din momentul vânzării, cumpărării unui vehicul, se perfectează documentele la serviciul de matriculări. În 5 zile, serviciul de matriculări comunică organelor fiscale datele noului proprietar pentru a fi luat în debit pentru plata impozitului, iar poliția rutieră are posibilitatea să acceseze aceste baze de date. E vorba de un registru național al permiselor de conducere și al vehiculelor înmatriculate și să verifice la orice oră valabilitatea unei inspecții tehnice periodice sau a asigurării obligatorii. Sunt niște modificări binevenite. Există și un termen de 20 mai 2018 de intrare în vigoare a unei părți din prevederile acestei ordonanțe, în sensul asigurării bazei tehnice pentru punerea în acord a celor trei instituții, organe fiscale, serviciul de matriculări și poliție rutieră. Credeți că se va reuși la modul în care funcționează lucrurile la noi în România? Noi sperăm că da. S-au făcut demersuri, sperăm să fie funcțional din 20 mai această bază de date comună. Au fost introduse de asemenea o serie de modificări de natură a crește siguranța traficului, în sensul că, după cum cunoașteți, avem un parc auto dintre cele mai învechite din Europa. În prezent, în România, circulă peste 7 milioane de autovehicule, dintre care aproape 60% au o vechime mai mare de 12 ani. În prezent, din 1 ianuarie 2018, obligativitatea efectuării inspecției tehnice periodice a fost stabilită la un an de zile pentru vehiculele mai vechi de 12 ani.
În timp ce pentru vehiculele noi a fost mărită perioada de efectuare a inspecției tehnice de la 2 la 3 ani. Asta va afecta mai mult de jumătate din parcul auto național. Indiferent de numărul de kilometri parcurși într-un an, repet, vehiculele mai vechi de 12 ani vor fi obligate să-și facă, proprietarii lor vor fi obligați să-și facă inspecția tehnică periodică anual. O altă noutate este aceea că acum, odată cu apariția acestor ordonanțe de guvern, se emite un certificat de inspecție tehnică în care sunt menționați obligatoriu numărul de kilometri aflați la bordul vehicului, înregistrați la bord, cu ocazia efectuării inspecției tehnice periodice. Acest număr de kilometri va fi menționat și în următorul certificat de inspecție tehnică, la următoarea inspecție tehnică efectuată și cu ocazia vânzării vehiculului. De asemenea, va fi creată posibilitatea ca un cetățean care dorește să-și achiziționeze un vehicul din afara României să poată verifica istoricul acelui vehicul, inclusiv la Registrul Autoromân, va fi o bază de date unde se vor putea vedea reviziile tehnice, inspecțiile tehnice, reparațiile care au fost suferite de acel autovehicul până la data cumpărării și numărul de kilometri real, astfel încât să nu mai existe posibilitatea denaturării kilometrajului de către unii dintre cei care se ocupă de astfel de acte de comerț. Desîntâlnite, practic. Din păcate, în România se întâmplă destul de frecvent astfel de lucruri. Au survenit iarăși o serie de modificări în legislație și anume faptul că a fost emis în 29 decembrie anul trecut un ordin al Ministrului Sănătății, numărul 1530, care a intrat în vigoare odată cu data publicării, adică în 29 decembrie 2017, și care se referă la faptul că persoanele care suferă de anumite boli incompatibile cu calitatea de conducător auto vor putea obține mai greu permisul de conducere, iar dacă această boală, această afecțiune intervine după ce a obținut permisul de conducere, cu ocazia reînnoirii, preschimbării lui la expirare, vor fi niște condiții un pic mai stricte de obținerea unui nou permis de conducere. În principal este vorba de persoanele care suferă de afecțiuni cardiace, de persoanele cu probleme de diabet zaharat, nu înseamnă că nu vor putea conduce, înseamnă această modificare faptul că vor fi obligate, odată cu introducerea acestei ordonanțe, acestui ordin al Ministrului Sănătății, că vor fi obligate acele persoane să prezinte un aviz eliberat de către un medic specialist, din care să rezulte că, în pofida faptului că este suferind de diabet zaharat sau este suferind de o boală cardiovasculară, este sub tratament și că, în urma tratamentului, s-au obținut ameliorarea stării de sănătate. De asemenea, a fost emisă o hotărâre de guvern, 846 din 2017, prin care salariul minim brut garantat în plată este la nivel național, începând cu 1 ianuarie 2018, 1900 de lei. După cum cunoașteți, valoarea unui punct de amendă la regimul circulației este 10% din această sumă. În mod normal, un punct de amendă ar trebui ca din 1 ianuarie să fie 190 de lei. Dar guvernul a hotărât să plafoneze valoarea punctului amendă la nivelul anului 2017, la valoarea de 145 de lei prin ordonanță de urgență a Guvernului numărul 90 din 2017. Ceea ce este, să spunem, o veste îmbucurătoare pentru participanții la trafic. Doar să fie mai atenți. Chiar dacă a crescut salariul minim, nivelul sancțiunilor, nivelul amenzilor a rămas acela. Dacă sancțiunile erau mai dure, nu credeți că ar fi fost mai prudenți conducătorii sau toți participanții la trafic? Probabil că da. Ca de fiecare dată când se măresc amenziile, urmează o perioadă de acomodare, să-i spun, de circa 2-3 săptămâni, o lună, în care avem în trafic un pic mai multă disciplină, mai multă responsabilitate. După care, din păcate, reintrăm în așa zisul normal. Adică, în continuare, multe încălcări de reguli de circulație, după cum puteți lesne observa, foarte mulți conducători auto continuă, în pofida amenzilor ridicate, să folosească telefonul mobil fără dispozitiv de tipul mâini libere, să conducă fără să folosească centurile, atât ei cât și pasagerii, să ignore marcajul continuu, să treacă pe culoarea roșie a semaforului,
punându-se în pericol atât pe ei cât și pe ceilalți participanți la trafic. Acțiunile derulate în 2017 revin la acest raport pe linia siguranței rutiere pe drumurile publice, se cuantifică prin constatarea peste 1000 de fapte penale și aplicarea peste 43.000 de sancțiuni contravenționale la ordonanța de urgență 195 din 2002. Domnule comisar șef, cifrele par imense și aș vrea să vă rog, așa pe scurs, să menționați cauzele generatoare. În plus, ne punem întrebarea oarecum firească dacă în Maramureș mai respectă cineva reglementările codului rutier? Cifrele arată un volum foarte mare de muncă și un efort susținut din partea polițiștilor rutieri. Nu putem să spunem că sunt suficiente, că ar fi fost nevoie de mai mult. Nu există un plan de amenzi în pofida a ceea ce se vehiculează. Numărul de sancțiuni pe care noi le aplicăm depinde, cum am mai spus, de gradul de disciplină sau de indisciplină din trafic. Cu personalul redus pe care îl avem la dispoziție și cu asigurarea logistică precară, pot să spun că am încercat și am și reușit să facem față cu succes provocării de a nu înregistra și mai multe accidente grave de circulație. Din păcate, după cum puteți observa, creșterea parcului auto și a numărului de ținători de permise de conducere, a valorilor de trafic, duce la un risc mai mare de producere de evenimente rutiere în pofida eforturilor noastre. Nu, singură poliția nu va reuși niciodată să reducă numărul de accidente grave. E nevoie de colaborarea și a celorlalte instituții care au atribuții pe linia siguranței circulației. Mă refer la Ministerul Transporturilor, prin Registrul Autoromân, prin ISCTR, Inspectoratul de Stat. Pentru... Dar mai faceți acțiuni, facem acțiuni comune. Da? Mă refer la Autoritatea Rutieră Română, la Ministerul Educației milităm, apropo de asta, de reintroducerea în școli a obligativității studiului educației rutiere ca disciplină obligatorie, nu ca disciplină asta opțională. Asta poate fi o mare realizare. Dar cât de des ați fost în școli, făcând o paranteză? Nu atât de mult cât ne-am fi dorit, dar raportat la volum mare de muncă, eu zic că am reușit să ajungem în unitățile mai importante de învățământ. Am făcut o prioritizare a lor în sensul că am preferat să fim prezenți în școlile aflate în imediată apropierea drumului public, unde avem un risc mai mare de producerea accidentelor în rândul elevilor, și nu am reușit, din păcate, să ajungem în școlile mai mici, care sunt situate pe drumuri secundare sau cu valori reduse de trafic și unde riscul de accidente e mai scăzut. Tot anul trecut au fost ridicate în vederea suspendării 3500 de permise auto, din care 288 pentru conducerea sub influența alcoolului, iată o problemă majoră, și 1119 certificate de înmatriculare ridicate. Și să mai menționați și alte cauze generatoare de accidente. Da, am rămas dator cu răspunsul, da, privind principalele cauze generatoare. Pentru că vreau să ne spuneți și cum stăm față de alte județe și ar trebui făcut pentru limitarea acestor aspecte și nereguli, mai ales că sunt foarte multe permise suspendate. E adevărat, numărul lor este destul de mare raportat la personalul pe care îl avem. Principalele cauze generatoare au fost în 2017, ca de altfel în ultimii 5-7 ani, acelea, și anume viteza pe primul loc, sub cele două forme ale sale, neadaptată la condițiile de drum și de trafic, sau excesivă, superioară celei legale. A doua cauză, ca pondere în producerea accidentelor grave de circulație, a fost indisciplina pietonală, manifestată îndeoseb prin traversări neregulamentare ale drumului. Care au devenit deja o modă, chiar și în Baia Mare? Da, din păcate da, și în mediul urban, deși aici nu putem să ne plângem că nu avem suficiente treceri de pietoni, din potrivă, în Baia Mare sunt chiar foarte multe. Iar pe locul 3, în ceea ce privește cauzele generatoare de accidente grave, se află neacordarea de prioritate pietonilor din partea conducătorilor de vehicule. În schimb, aici ar fi niște nuanțe, niște precizări de făcut. Din păcate, din lipsa locurilor de parcare, sunt amenajate treceri de pietoni, în localitățile urbane mai ales, care nu respectă prevederile legale. În sensul că legislația prevede obligativitatea păstrării a 25 de metri înainte și după trecerea de pietoni, tocmai pentru a avea o bună vizibilitate. E interzis acolo oprirea, e interzisă staționarea și parcarea. În condițiile în care primăria marchează până pe trecerea de pietoni, locuri de parcare și imediat după, fără a ține cont de cei 25 de metri înainte și după trecerea de pietoni, realizați că riscul de producere a accidentului este mult mai mare, pentru că șoferii sunt
luați oarecum prin surprindere de faptul că pietonii se angajează în traversare, de multe ori fără să se asigure, ignorând faptul că și ei au niște obligații, nu numai conducătorii de vehicule, și nu mai au timpul fizic necesar să reacționeze, frânează brusc, se produce accidentul. Repet, și ca urmare a faptului că sunt văzuți acești pietoni cu întârziere de către conducătorii de vehicule, ca urmare a faptului că se oprește, se staționează până pe trecere și imediat după trecere, fără a ține cont de acel spațiu de siguranță, să-i spun, de 25 de metri, înainte și după. Ori, din punctul ăsta de vedere, vom încerca să facem demersuri la primăriile Baia Mare și Sighetul Marmației, mai ales, dar și la Vișeu, unde am observat astfel de situații. Asta ar fi în ceea ce privește cauzele generatoare de accidente. Referitor la numărul de permise de conducere ridicate în vederea suspendării, noi am încercat să reținem cât mai multe permise la abateri care produc accidente grave. Așa. Astfel încât cele mai multe au fost reținute pentru depășirea limitei legale de viteză cu peste 50 de km la oră și pentru neacordarea de prioritate pietonilor. De asemenea, o cauză concurentă în producerea accidentelor grave de circulație a fost conducerea sub influența băuturii alcoolice. Și aici avem probleme. Maramureșul are, din păcate, un număr foarte ridicat de conducători de autovehicule care circulă. Dar începând din ce an sub influența băuturii alcoolice? Numărul? În ultimii 5 ani, să spunem, avem situații de genul ăsta, adică tot mai frecvent, dar, din păcate, pe lângă numărul mare de conducători auto aflați sub influența băuturii alcoolice, în ultimii 2-3 ani apare un fenomen nou și anume acela al conducătorilor de vehicule care conduc sub influența substanțelor psihoactive, a drogurilor. Anul trecut am înregistrat 4 astfel de situații în care am recoltat, am prelevat probe de sânge și de urină, s-au dovedit pozitive testele la droguri de risc, din păcate în unele situații, și numărul lor crește de la un an la altul. Și în 2018, deși au trecut doar 30 de zile, astăzi suntem în 31, avem deja o astfel de situație înregistrată. Tot mai mulți tineri, în special, acceptă să conducă sub influența substanțelor psihoactive. Cam în rândul între 18 și 30 de ani, cei mai mulți dintre ei. Cunoașteți probabil că în unele țări europene, unele droguri ușoare sunt, de exemplu în Olanda, sunt legale. Da. În România nici măcar drogurile ușoare nu sunt legale, iar pentru scop curativ, pentru tratamente medicale, se eliberează pe bază de rețetă, într-un regim controlat și așa mai departe. Din păcate, mulți tineri aflați afară, în alte țări, la studii, în facultate, nu știu, în Olanda, în Danemarca, se întorc în România cu astfel de obiceiuri și ignoră faptul că legislația noastră nu permite conducerea sub influența drogurilor. Nici măcar a celor ușoare. Trist, trist este să aflăm că chiar și în apropierea școlilor sunt droguri. E probabil că aparține de alt, cu siguranță că aparține de alt domeniu al poliției și este verificat acest aspect. Rămâne de văzut, rămâne de studiat. Dar un aspect mereu invocat este cel al stării precare a infrastructurii rutiere, ceea ce amintea și dumneavoastră, lipsa drumurilor rapide și al autostrăzilor este o altă problemă. Dacă pe drumurile actuale, așa cum arată ele, sunt stabilite restricții de viteză, domnule comisar șef, de ce nu sunt respectate și ce opre participantul în trafic să circule prudent și în siguranță? Faptul că nu avem autostrăzi și drumuri expres face ca drumul Baia Mare-București să îți ia mai mult timp decât, de exemplu, Baia Mare-Viena, ceea ce nu e normal. Faci Baia Mare-București, care înseamnă 500 și ceva de kilometri, în circa 8-9 ore. În condițiile în care am avea autostrăzi, un astfel de drum probabil că l-ai parcurge în 5 ore. Faptul că suntem într-o perpetuă grabă, suntem în secolul vitezei, face ca șoferii să încerce să recupereze din timpul pierdut ca urmare a lipsei autostrăzilor, accelerând și depășind limitele legale de viteză acolo unde întâlnesc o porțiune de drum în aliniament și să ignore faptul că pot fi expuși unui risc mare de producere de accidente, în condițiile în care drumurile din România, majoritatea, traversează localitățile, ceea ce este de neacceptat, ceea ce nu se întâlnește în țările dezvoltate ale Uniunii Europene. Din păcate, nu stăm bine nu numai la numărul de kilometri de autostradă sau de drum expres, nici în ceea ce privește centurile ocolitoare ale marilor aglomerări urbane nu stăm foarte bine
și astfel că ajungem în situația de a parcurge din Baia Mare, dau un exemplu, până în București, o grămadă de sate, de orașe, comune, unde pe lângă vehicule întâlnești, din păcate, vehicule lente, căruțe, tractoare, etc., lucruri de neconceput, turma de oi, ciurda de vaci, biciclisturi, etc., lucruri de neconceput în 2018 în Uniunea Europeană. Pe același drum îngust circulă și pietonul și căruțașul. Nu este normal să se întâmple așa, astfel încât frustrarea conducătorului de vehicule este oarecum justificată. Acolo unde drumul este bun și permite dezvoltarea unei viteze mari, din păcate, acționăm noi cu radarele, pentru că acolo avem accidente. Unde drumul e prost și să vrei, n-ai cum să mergi și să te deplasezi repede. Astfel încât e un cerc vicios din care nu putem ieși până se rezolvă problema infrastructurii, a construcției de autostrăzi și de drumuri rapide. Poliția română este o instituție a cărui imagine a suferit în ultima perioadă, din păcate. A fost scandalul Oprea cu moartea polițistului Gigină, folosirea abuzivă a escortei de persoane care nu aveau dreptul, cazul polițistului pedofil și crime săvârșite de agenți cu armamentul din dotare. Așa să ne spuneți, în măsura în care se poate, acele teste psihologice în cadrul MEAI, cum se fac? Ce structuri de control intern există împotriva polițiștilor corupți sau devianți și cine ar trebui să vă apere onoarea și imaginea publică? Acum, nu toți polițiștii sunt la fel cum cei pe care i-am prezentat. În România există câteva zeci de mii de polițiști. Cazurile pe care dumneavoastră le-ați enumerat, în opinia mea, sunt singulare. Dacă facem un calcul, sunt sub 5%. Nu există categorie socioprofesională în care să nu întâlniți și buni profesioniști, oameni Așa de excepție, este. Dar și nu știu cum să le spun, oameni de o categorie inferioară, cu probleme medicale, cu afecțiuni psihice. Nu întotdeauna se reușește depistarea acestor colegi în cadrul examinărilor medicale, inclusiv psihologice, pe care le avem periodic. Din păcate, actualele teste, nu cred, eu nu sunt specialist, nu sunt psiholog sau psihiatru, dar nu cred că testele folosite în prezent pot duce la depistarea unui astfel de comportament deviant, dacă ne referim la nefericitul caz al colegului din București, pedofil, chiar la brigada rutieră. În fine, e un lucru trist pentru noi, care ne afectează serios imaginea, dar care, repet, nu trebuie generalizat, nu cred că putem fi toți tratați la fel. În poliție există în continuare oameni care muncesc mult, care își văd de treabă, nu toți sunt corupți. Am colegi pe care îi stimez, care muncesc mult peste program, care fac eforturi să satisfacă nevoile și cerințele cetățenilor și care încearcă să ascundă faptul că, din păcate, de multe ori ne lipsesc mijloacele necesare, că nu există carburant suficient, că nu sunt piese de schimb, că parcul auto e învechit. Noi, când ajungem la cercetare la fața locului, la o sesizare, la 112, încercăm să lăsăm problemele noastre personale, familiale, de serviciu deoparte și să fim cât mai profesioniști posibil, așa încât cetățenii să nu simtă poliția vulnerabilă, pentru că atunci asta ar induce un sentiment de insecuritate. Poliția trebuie să aibă o imagine a unei instituții pe care să te poți baza. Și lăsând la o parte acele excepții pe care le-ați invocat cu pedofilul și cu câțiva dintre colegi care au fost reținuți pentru luare de mită, lăsând la o parte, repet, sunt cazuri singulare și de un procent, eu i-aș spune, infim. Ați putea observa, pe de altă parte, faptul că în continuare populația are o încredere ridicată. Nivelul de încredere este destul de ridicat. Dar vă întrebasem, onoarea și imaginea publică, cine o apără? Noi toți o apărăm printr-o prestație bună, prin oferirea de servicii cetățeanului de o calitate superioară. Nu există o instituție care să ne apere. Nu există cineva care să apere poliția. Sunt situații în care organizațiile profesionale, Corpul Național al Polițiștilor, sindicatele, intervin și apără polițiștii care sunt cercetați ca urmare a diverselor plângeri, multe dintre ele neîntemeiate, nejustificate. Oricine poate să reclame pe oricine. Sunt oameni răuvoitori, de multe ori, dacă îi aplici o sancțiune sau întocmești un dosar penal, se interpretează că ai ceva personal cu acea persoană, deși tu ca polițist îți faci doar datoria. Repet, acele organizații profesionale, sindicatele, Corpul Național al Polițiștilor,
uneori reușesc să ne apere prin angajarea unui avocat. Dar nu întotdeauna. Sunt situații în care polițiștii reclamați, cercetați penal sau disciplinar, se apără singuri sau își plătesc un apărător. Vreau să vă spun că, în continuare, îndemn populația să creadă în poliție și să nu vadă în polițiști un inamic. Din potrivă, poliția este în slujba cetățeanului și ar trebui să se bucure când îi văd pe stradă. Suntem la final de emisiune. Comunicarea publică a fost mereu o problemă a structurilor poliției române, chiar și în județul Maramureș. Doamna Chestul Maricaș, dacă să amintesc, a avut una sau două ieșiri publice și nu la televiziuni sau în alte medii ale presei. În anii când a condus IPJ Maramureș, sperăm să nu se mai întâmple acest lucru și probabil că se va îmbunătăți acest aspect, pentru că nu este suficient și trebuie să acceptați această idee că prin comunicate administrative seci și ieșiri de 2-3 minute a purtătorilor de cuvânt nu se poate în niciun caz îmbunătăți imaginea și nici nu poate crește credibilitatea instituției dumneavoastră. Sunt de acord cu dumneavoastră. Cred că lucrurile acestea se vor îmbunătăți. Din păcate, în prezent, după cum cunoașteți, nu există o echipă managerială la conducerea IPJ Maramureș. Există doar domnul comisar șef adjunct, șef Todoran, adjunctul șefului inspectoratului. Așteptăm și noi să vedem cine va fi împuternicit, ce hotărâre va lua conducerea Inspectoratului General al Poliției, astfel încât să fie completată echipa managerială. Pot să vă spun că sperăm să se îmbunătățească comunicarea publică prin faptul că media de vârstă din poliție scade, adică avem colegi din ce în ce mai tineri, mai preocupați de tehnologie, de rețele de socializare, de comunicare, astfel că există premizele unei îmbunătățiri a lucrurilor pe palierul acesta. În ceea ce privește strict poliția rutieră, pot să vă spun că noi niciodată n-am dat dovadă de reticență atunci când a fost nevoie să comunicăm niște informații care pot fi făcute publice în diverse ocazii. Accidente grave de circulație sau infracțiuni constatate. Ca urmare, ne și dorim să avem în acest an poate un parteneriat public între televiziunea Teleplus și Poliția Rutieră Maramureș și Poliția Baia Mare pentru a informa periodic despre cele mai importante aspecte care se petrec în județ și nu numai, măsurile care trebuie luate și alte noutăți care vin. Într-o singură propoziție, pentru că am depășit deja timpul, ce aveți de gând să faceți în acest an serviciul rutier pentru a stopa modul sălbatic în care se derulează circulația pe drumurile din Maramureș? Intenționăm să fim prezenți în locurile și intervalele orare, în mediile în care am întâmpinat cele mai multe probleme. Am analizat în repetate rânduri accidentele grave de circulație, ambuteiajele create și vom încerca să fim mai prezenți acolo în momentele critice și în locurile de risc. Mulțumesc pentru participarea la emisiune, vă mai așteptăm și să sperăm că vor fi cât mai puține accidente rutiere și șoferi mult mai atenți. Și eu vă mulțumesc și să sperăm că vom avea un an bun, fără mari probleme. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră, o seară bună împreună cu televiziunea Teleplus Maramureș, la revedere!